Temperatura scăzută sub zona de confort termic influențează bunăstarea, sănătatea și producția vacilor de lapte. Temperatura de confort pentru vacile de lapte depinde de vârstă, rasă, rația de furajare, condițiile de adăpostire, performanța productivă, depozitele de grăsime corporală, starea pielii și comportamentul animalului. La rasa Holstein Friză, producția de lapte rămâne constantă în intervalul de temperatură 10-12 grade Celsius. În timp ce la Jersey, producția scade treptat la temperaturi sub 5 grade Celsius, în corelație cu greutatea corporală mai mică. Pentru atenuarea stresului termic se recomandă măsuri de prevenire a înghețării apei și a tancurilor de stocare a apei, creșterea cantității de furaje, în special a furajelor cu conținut energetic ridicat, făinuri de înaltă calitate și concentrat, evitarea, controlul, creșterii umidității în adăpost, menținerea uscată a ugerului prin folosirea unui așternut uscat, dominant din paie.